Sfânt asupra copiilor și tinerilor acestei parohii. Ne bucurăm împreună cu dumneavoastră care ați venit aici, părinți, nași, ceilalți credincioși, ca împreună să ne lăsăm învăluiți de darul Duhului Sfânt și să ne putem mărturisi cu mult curaj credința noastră.
Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Sfințite, în numele tuturor credincioșilor și în mod deosebit al acestor copii și tineri, vă spunem bine ați venit în comunitatea noastră și vă rugăm ca prin impunerea mâinilor să dăruiți acestor copii darul Duhului Sfânt, ca astfel să poată trăi și mărturisi cât mai bine darul credinței. Lăudați să fie Iisus Hristos! La salutul de bun venit din partea pentru paroh, la întâmpinarea făcută de voi, dragi copii și tineri, de întreaga comunitate, junte cu domnul primar, vă spun din nou bine v-am găsit pentru această renuită sărbătoare de Rusalii, aici, la Tuta, pentru că astăzi, venind Duhul Sfânt asupra tinerilor și copiilor, de fapt se renuiește minunea coborârii Duhului Sfânt. Tuturor aduc un salut deosebit și din partea episcopului nostru, preasfințitul Petru Gherghel, care vă însoțește cu rugăciunea și binecuvântarea preasfinției sale. Ne dispunem pentru a primi darul Duhului Sfânt și pentru a celebra Sfânta Liturghie, cerând iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele noastre. Mărturisesc! Lui Dumnezeu, Atotputernicul și Mohoraților, că am păcătuit prea mult cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, de aceea rog pe Sfânta Maria, curea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții, și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Amin.
Doamne, să le reverși cu bunătate asupra noastră pe Duhul Tău Sfânt, pentru ca noi toți păstrând unitatea credinței și întăriți de puterea iubirii Lui să ajungem la măsura vârstei plinătății Lui Hristos, El care din Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Faptele apostolilor. Când a sosit ziua rusalilor, toți erau adunați împreună în același loc. Și, dintr-o dată, s-a iscat din cer un vuiet ca la venirea unei vijelii puternice și a umplut întreaga casă în care stăteau. Atunci le-au apărut niște limbi ca de foc, împărțindu-se și așezându-se asupra fiecăruia dintre ei. Toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum Duhul le dădea să vorbească. Ce erau atunci la Ierusalim, iudei, bărbați evravioși din toate națiunile de sub cer. Când s-a auzit vuietul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas tulburată, pentru că fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Erau uimiți și se minunau spunând, iată, oare nu sunt galileeni toți aceștia care vorbesc? Și cum de-i auzim fiecare în limba care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți și locuitori din Mesopotamia, Iudeea și Capadocia, din Pont și Asia, din Frigia și Panfilia, din Egipt și din părțile Libiei, care sunt aproape de Cirene, romani în trecere, atât iudei cât și prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre despre faptele mărețe ale lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului.
Nimeni nu poate să spună Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Există diferite daruri, dar este același Duh. Sunt diferite slujiri, dar este același Domn. Sunt diferite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează toate în toți. Fiecăruia este dată manifestarea Duhului spre binele comun. Așa cum trupul este unul și are multe membre, iar toate membrele trupului, deși sunt multe, formează un singur Duh, tot la fel și Hristos. Căci noi toți am fost botezați într-un singur Duh, spre a forma un singur trup, fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie liberi, și toți am fost adăpați într-un singur Duh. Cuvântul Domnului! Seara aceleiași zile, prima a săptămânii, deși ușile locului în care erau discipolii de frica iudeilor erau încuiate, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Zicând aceasta, le-a arătat mâinile și coasta. Discipolii s-au bucurat văzându-L pe Domnul. Atunci Iisus le-a zis din nou, pace vouă. Așa cum m-a trimis Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Și spunând aceasta, a suflat asupra lor și le-a zis, primiți-L pe Duhul Sfânt. Cărora le veți ierta păcatele, le vor fi iertate, cărora le veți ține, le vor fi ținute. Cuvântul Domnului!
preasfințite, Sfânta Maică Biserică, vă roagă să împărțiți acestor copii și tineri sacramentul Sfântului Mic. Știi că sunt vrednici? După cele constatate în timpul pregătirii și după mărturia dată de părinții și nașilor, mărturisesc că au fost aflați vrednici. Mulțumim lui Dumnezeu! Ucernici, părinți, concelebranți, dragi copii și tineri, candidați la Sfântul Mir, iubiți credincioși. Am coborât aici mai aproape de voi, pentru că, sigur, voi sunteți cei sărbătoriți astăzi, voi sunteți protagoniștii momentului important din viața comunității din Tuta, dar voi sunteți aici ca și apostolii în așteptarea realizării unei minuni. Așa cum am ascultat la prima lectură, apostolii erau în rugăciune, erau închiși în cenacol, așteptând acolo momentul împlinirii unei făgăduințe a lui Hristos. El le-a vorbit de mai multe ori apostolilor că va trimite un mângâietor, un apărător, un avocat, unul care să-i învețe pe apostol să vorbească. Și iată, așa cum am auzit la citirea din Faptele Apostolilor, vine momentul în care apostolii se simt întăriți, se simt schimbați și începe o nouă etapă în viața lor. Așa mă gândesc și pentru voi, dragi copii și tineri, că astăzi trebuie să înceapă o nouă etapă în viața voastră. Și pentru a continua frumos această predică, invit aici care sunteți cu darurile Duhului Sfânt să veniți în față lângă mine de o parte și alta, pentru că voi întâi de toate o să vă întreb pe voi, dar o să întreb și pe voi ceilalți care ați rămas și vă uitați aici la atenție. Pentru că astăzi, fiind un moment așa de important, sigur că este frumos ca voi să ne amintiți tuturor, și părinților, și nașilor, și tuturor credincioșilor, ce anume înseamnă mirul. Deci mirul este un sacrament, da? Da. Și ce este un sacrament? Dar toate sacramentele și mirul, care este un sacrament, înseamnă un semn văzut, orânduit de Iisus Hristos, prin care dobândim un har nevăzut pentru mântuirea sufletelor noastre. Și câte sacramente sunt? Șapte. Care sunt cele șapte sacramente? Sfântul Cuvânt, al doilea mir, al treilea mărăsie, a patra bucăință, a cincea mastră, a șasea preoție, a șaptea căsătoria. Și tu câte sacramente ai trimit până acum? Trei. Trei care sunt? Crezul, mirul, părintul crezi, eumarția, putința. Trei. Trei. Botezul, euharistia și bucăința. Bravo. Iată, trei sacramente. Mirul vine acum, peste câteva momente. Sigur că este și emoția mare, dar voi toți ați primit trei sacramente care au marcat viața voastră până acum. Botezul, pentru că atunci ați devenit creștini, de atunci faceți parte din biserică, chiar dacă erați mai mici, dar părinții v-au crescut, v-au arătat calea spre biserică, v-au învățat rugăciunile, apoi când a sosit momentul, ați făcut și prima spovadă și prima sfântă împărtășanie și este sigur că de atunci au mai trecut câțiva ani și iată, voi v-ați pregătit astăzi pentru a primi acest sacrament, mirul. Ce este mirul? Mirul sau confirmațiunea este un sacrament prin care îl vădim pe Duhul Sfânt cu darurile sale ca să putem mărturisi cu tărie credința creștină. Este o definiție frumoasă din Catechism care ne spune clar că mirul este un sacrament pe care îl dobândim pe Duhul Sfânt cu darurile sale ca să putem mărturisi cu tărie credința creștinească. Și cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este a treia persoană a Sfintei Treimi, Dumnezeu adevărat ca și Tatăl și Fiul. Și tu l-ai primit pe Duhul Sfânt vreodată până acum? Da. Și tu?
la botez la Sfânta Spovadă? Sigur, în primul loc, prima dată la botez, dar de fiecare dată când primim la Cuvântul Sacrament, îl primim de Duhul Sfânt, că totdeauna sunt cele trei persoane ale Preasfintei Treimi care acționează, dar într-un mod deosebit, așa cum a spus în definiție, îl primim pe Duhul Sfânt cu darurile sale, ca să putem mărturisi cu tărie credința creștină. Este important acest lucru, pentru că apostolii, iată, erau fricoși până în momentul coborârii Duhului Sfânt, dar în momentul în care Duhul Sfânt a venit asupra lor, s-au schimbat și au început o altă etapă din viața lor. Au început să predice Evanghelia. Să vedem, am ascultat prima lectură. Cum s-a coborât Duhul Sfânt asupra apostolilor? Sub ce formă? Limbi de foc. Limbi de foc. Și aici cum se coboară asupra voastră astăzi? Porumbel. Se întâmplă cu porumbel, poate vine un porumbel. Sigur? Ce legătură are porumbelul cu Duhul Sfânt? Cine știe? Arată curăția spre Dumnezeu. Sigur, când vedem un porumbel, vedem acea pasăre așa plăpândă și arată și simplitate, dar și acea curăția sufletului. Și când s-a arătat Duhul Sfânt? Ce formă s-a arătat Duhul Sfânt la botezul lui Iisus? E vorba. Aproape că am spus eu, nu? Da. Deci Duhul Sfânt s-a arătat odată sub formă de porumbel atunci când a fost botezul lui Iisus. Atunci când Iisus era în ape și era botezat de Ioan Botezătorul, un glas care s-a auzit din cer și apoi un porumbel era deasupra. Și apoi a doua oară când Duhul Sfânt s-a coborât asupra apostolilor sub formă de limb de foc. Limbi de foc care, sigur, erau un foc special, pentru că nu vă închipuiți că venind aceste flăcări deasupra lor le-a dat, s-au aprins la păr. A fost o flacără specială care simboliza prezența deosebită a Duhului Sfânt și de aceea și voi astăzi purtați aceste culori roșii. De ce? Aceste pamplici așa de culoare roșie. Ce simbolizează culoarea roșie? Sânge. Flacăra. Flacăra. Da, flacăra este roșie de obicei, de aceea voi deja sunteți aprinși aproape de Duhul Sfânt, pentru că purtați aceste pamlici de culoare roșie și vrea să vă sugereze să-mi arate că astăzi noi lucrăm și cu un pic de foc, chiar dacă este soare, nu cu focul adevărat, dar cu focul Duhului Sfânt care vă va aprinde și sufletele voastre pentru a împlini misiunea pe care au primit-o apostolii. Ce au făcut apostolii după ce l-au primit de Duhul Sfânt? Au început să predice Evanghelia. Sigur că timp de 3 ani au stat la școala lui Iisus, au învățat multe, iar în ziua de rusare, atunci au ieșit pe străzile Ierusalimului și au început să vorbească despre Iisus. Nu numai, după ce au plecat mai departe, lumea cunoscută de atunci, și-au vestit pretutindeni Evanghelia sau faptele minunate pe care le-a săvârșit Iisus Hristos în timpul vieții sale, dar mai ales faptul că a murit și a înviat pentru mântuirea noastră. Iată și voi astăzi am putea spune că primiți o misiune. Sigur că nu veți merge, nu în timpul că astăzi aici veți striga pe străzile din Tuta, că sunteți, poate nici nu puteți să încăpeți pe toate străzile, că e un sat mai mic, așa. Dar veți predica voi frumos de astăzi înainte, prin exemplul vostru bun, prin atitudinea voastră frumoasă față de părinți, față de cei mai mari, prin modul vostru de a veni mai departe la biserică pentru a continua trăirea voastră creștină, pentru a arăta într-adevăr că nu numai până la mir v-ați pregătit, dar vă pregătiți și de acum înainte, pentru că mirul este sigur o etapă din viața voastră. A spus că voi l-ați primit pe Duhul Sfânt la botez. Botezul a fost primul moment. Astăzi, același Duh Sfânt vine asupra voastră pentru a continua acea lucrare de mărturisire a credinței. Atunci părinții și nașii voștri au făcut făgăduințe în locul vostru, voi erați mici, dar a venit astăzi momentul în care voi veți reînnoi acele făgăduințe, arătând că sunteți hotărâți să mergeți mai departe, fiind buni creștini, buni credincioși, și de aceea spuneam că este important să rămâneți mai departe atașați de biserică, să fiți mereu
cu grijă să primiți Sfintele Sacramente, să participați la Sfânta Liturghie. Iată, Duhul Sfânt vă va întări astăzi cu această capacitate de a vă mărturisi credința cu mult curaj. Și ați spus că pentru aceasta Duhul Sfânt vine cu darul. Câte daruri va aduce Duhul Sfânt? 7. Ia citiți-a vouă ce scrie aici în față. Câte daruri? Care sunt cele 7 daruri ale Duhului Sfânt? Înțelepciunea, înțelegerea, tăria, știința, sfatul, evlavia și fiarea lui Dumnezeu. Dacă 7 daruri, care înseamnă, de fapt, plinătatea darurilor Duhului Sfânt, care se coboară asupra voastră și care vă vor ajuta în diferite momente. Sigur că avem aici știința. Ce ar însemna știința? Știința ne face să judecăm drept toate cele create și să cunoaștem modul de a ne întrebuința bine. Adevărata știință, sigur că este și la școală și la universitate, dar adevărata știință creștină ne învață cum să trăim creștinește. Tu ești? Tărnia ne dă curaj ca să observăm legile lui Dumnezeu și ale Bisericii. Văd că ție puterea, rugii tăriei. Puterea ne dă curaj ca să observăm legile lui Dumnezeu și ale Bisericii. Sigur, puterea și tăria sunt sinonime, nu? Tu ești cu? Înțelegerea înseamnă să cunoaștem și să pricepem pe cât se poate adevărurile credinței spre a avea o viață cât mai sfântă. Și aici avem un lucru important. Trebuie să înțelegem multe lucruri. Uneori nu le înțelegem așa, pentru că sunt și mistere, sunt și taine, dar Duhul Sfânt ne sugerează atunci să înțelegem acele lucruri care sunt necesare pentru mântuirea noastră. Tu ești? Înțelepciunea este darul prin care înălți mintea de la lucrurile pământești, de cele cerești, gustându-și și iubindu-L pe Dumnezeu mai mult decât orice. Sigur, iată înțelepciunea. Toți vor să fie înțelepți, nu? Când mergem la școală, spunem, dobândim înțelepciunea din carte, învățăm, luăm nota 10, da? Da. Și mai mici, note mai mici, da? Există și note mai mici decât 10? Da. Iată, atunci înțelepciunea are diferite grade. Cine învață bine, dobândește acea înțelepciune din carte. Cine nu învață bine, rămâne așa mai fără înțelepciune. Iată, această înțelepciune a Duhului Sfânt ne învață, de fapt, cum trebuie să fie viața creștinului în această lume. Să aleagă binele, să fugă de rău, să înțeleagă de multe ori situațiile periculoase, să înțeleagă de multe ori de ce trebuie să facă anumite lucruri. Ca să continuăm aici mai departe cu... Tu? Sfatul înseamnă să cunoaștem ce mai bine pentru mântuirea noastră și a aproape. Sfatul, Duhul Sfânt ne suflă la ureche, nu vorbește tare, din păcate, Duhul Sfânt vorbește în șoaptă. Vorbește și ne inspiră, într-adevăr, care sunt faptele bune pe care trebuie să le săvârșim, care sunt faptele rele de care trebuie să fugim. Și Duhul Sfânt de multe ori spune, fă aceasta sau nu fă aceasta. Sau uneori avem așa o inspirație, ne gândim ce-ar fi astăzi să merg la biserică și să mă rog. Este darul Duhului Sfânt care ne sfătuiește că este bine să facem un lucru într-un anumit moment. Sau vedem de cineva. Un bătrân trebuie ajutat. Duhul Sfânt spune, dă un mic ajutor. Merge acolo și ajută acel bătrânel sau acea bătrânică. Iată, Duhul Sfânt ne vorbește în nivel de feluri. Tu ești cu... Flavie. Dragă ne face să-L simțim, să-L iubim pe Dumnezeu, dar și pe Sfinți, cât și pe aproape, dragoste pe Dumnezeu. Îți place să fie evlavios? Da. Sigur, toți trebuie să fim mai evlavioși, pentru că iubindu-L pe Dumnezeu, iubim pe aproapele, dar facem și acele lucruri care înseamnă să ne închinăm, să ne rugăm, să ne rugăm și pentru aproapele noastre. Și tu ești ultimul. Ce scrie la tine? Care Dumnezeu. Da. Fiecare din Dumnezeu ne ajută să facem binele, să ne fugim de rău și ne ajută să ne temem, să nu dea supărat pe Dumnezeu. Ți-e frică de Dumnezeu? Da. Totdeauna? Da. Iată, o teamă, spunem noi, nu chiar așa, să tremurăm că Dumnezeu stă cu bățul la spate și dacă faci ceva imediat te lovește. Exact cum suntem și față de părinți. Părinții uneori ne cer niște lucruri și atunci ne este frică. Ne este frică să nu-i supărăm, dar părinții de fapt ne iubesc. Și noi trebuie să răspundem cu iubire la gestul lor în care se preocupă de noi. Și atunci ne temem ca nu cumva să-i supărăm pe părinți. La fel trebuie să fie și față de Dumnezeu. Iată, am văzut ce înseamnă aceste 7 daruri. Și acum o mică aplicație pentru ca să înțelegeți sigur că Duhul Sfânt vrea ceva de la voi astăzi. Veți pleca plin de darurile Duhului Sfânt.
veți pleca la casele voastre, dar mirul nu se încheie aici, nu se termină aici, în curtea bisericii. Poate ar fi trebuit să celebrăm în biserică, dar nu este o bisericuță mai mică și voi sunteți mulți, dacă intrau și părinții și nașii, sigur că era, nu era loc pentru toți. Dar de aici voi trebuie să plecați și cu niște gânduri frumoase pentru viață. Și în acest sens, cu o povestioară, odată un profesor la școală, la universitate, preda mai multe lucruri și la, după terminarea lecției, cum se întâmplă la școală, i-a întrebat pe studenți sau elevi, mai are cineva de pus o întrebare? Și s-a uitat profesorul, nu a văzut la început nicio mână ridicată și am întrebat, curaj, cineva vrea să întrebe ceva? Și atunci unul a ridicat mâna și a întrebat, care este sensul vieții noastre pe pământ? Profesorul s-a uitat, crezând că este o glumă. Și atunci studentul a spus din nou, nu, domn profesor, vreau să știu care este sensul vieții noastre pe pământ. Atunci profesorul a scos un ușel din buzunar, o oglindă, și a povestit istoria acelei oglinzi. Spunea că atunci când era mic, a găsit pe stradă niște cioburi de oglindă și a luat bucata care i s-a părut mai frumoasă ca formă și ca mărime. Și a spus că din acel moment el purta acea oglindă în buzunarul său, pentru că din când în când, acum dacă aș avea oglindă, aș face același experiment, scotea oglinda, punea la soare și de acolo îndrepta razele undeva unde era umbră sau unde nu ajungeau razele soarelui. Nu știu dacă v-ați jucat vreodată așa cu oglinda. Iar luați o oglindă astăzi sau într-o zi cu soare, mergeți la soare și îndreptați în altă parte. Și a spus profesorul, așa trebuie să fie, asta e sensul vieții creștine. Să luăm lumină de la soare, de la Dumnezeu și să îndreptăm acea lumină a lui Dumnezeu acolo unde este umbră, acolo unde nu ajunge lumina credinței. Și a voit să arate prin acest exemplu, de fapt, că noi suntem niște oglinzi. Viața noastră, astăzi voi, de exemplu, vă prindeți de Duhul Sfânt. Nu în adevăratul sens al cuvântului, dar veți fi plin de Duhul Sfânt. Și viața voastră trebuie să fie ca această oglindă care va trebui să ducă astăzi lumina aici în sat, acolo unde nu ajunge soarele credinței. Iată, o misiune importantă, viața noastră nu este numai pentru lucrurile pământești, nu este pentru distracții, nu este numai ca să trăim așa, să treacă timpul. Viața noastră are un rost. Suntem creștini și mai ales din momentul mirului primim această putere și misiune de a dirija aceste raze ale Duhului Sfânt, ale lui Dumnezeu, peste tot în jurul nostru. Aceasta înseamnă să dați exemplul cel bun. De multe ori nu trebuie să faceți lucruri extraordinare. Nimeni nu vă așteaptă de la voi acum să, cum spuneam, să mergeți și să predicați în gura mare și să spuneți nu știu ce lucruri din catehism. Viața voastră este făcută din lucruri mărunte. Fiecare zi, știți, vă sculați dimineața, mâncați, ajutați pe părinți, acum este vacanță, vă mai jucați, faceți și ceva teme, mai veniți la biserică, vă rugați, lucruri mici. Lucrurile mici înseamnă să le facem cu multă iubire față de Dumnezeu. Într-o bună zi, un credincios a mers la Sfântul Francis de Sales, un credincios care se ocupa pentru promovarea păcii și a liniștei în lume. Și l-a întrebat acel credincios pe Sfântul Francis de Sales. Părinte Francis, ce trebuie să fac ca să predic pacea în lume? Și Sfântul Francis a spus, să nu zâmbești ușa. Lucru neînsemnat, de fapt, că atunci când zâmbim ușa, primul gest este că suntem delicați, încercăm să fim noi pașnici, fără să deranjăm pe alții. Un mic exemplu așa pentru a arăta că și lucrurile cele mai mici ne ajută să ne sfințim sau să facem binele. Iată, dragi copii și tineri, sigur, ne oprim aici cu aceste considerații, văzând că știți toate aceste lucruri despre mir, despre momentul pe care îl trăiți astăzi și cu aplicațiile pe care am voit să vi le fac. Iar acum urmează acest moment deosebit care vă leagă de botezul vostru. Spuneam că la botez, părinții și nașii au făcut făgăduințe locul vostru și au ținut o lumânare în mâna, în mâinile lor. Astăzi ați venit voi cu aceste lumânări.
iată, acum o să primesc de la tată, dacă ar fi vreo lumânare, dacă... Dacă se poate ține aprinsă lumânarea, bine. Aprinzând lumânările, vă gândiți tocmai la acest moment al botezului vostru, când părinții și nașii v-au adus la biserică tocmai pentru a deveni creștini. Astăzi voi vă afirmați această dorință pentru a face acest lucru. Mergeți și voi la locurile voastre pentru a face acest moment. Încercăm să aprindem lumânările, dar dacă nu se nu vor arde, nu este nicio problemă. Din contră, trebuie să învățați să protejați flacăra, să nu se stingă, așa cum trebuie să avem grijă să nu se stingă flacăra credinței din sufletele noastre. Voastre, pentru că facem acum această reînnoire a făgăduinților de la botez. Încercați să protejați flacăra, dacă se stinge, nu-i nicio problemă, nu vă preocupați. Așadar vă întreb, vă lepădați de Satana, de toate faptele lui și de toată trutia lui? Mă lepăd! Credeți în Dumnezeu Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului? Credeți în Iisus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, născut din Maria Fecioară, care a pătimit și a fost îngropat, a înviat din morți și acum șade de-a dreapta Tatălui? Credeți în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care așa cum s-a dăruit apostolilor în ziua de Rusalii, vi se dăruiește vouă astăzi în chip deosebit prin taina Sfântului Mir? Credeți în Sfânta Biserică Catolică, în împărtășirea Sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața cea veșnică? Cred! Repetați după mine. Aceasta este credința noastră. Aceasta este credința noastră. Aceasta este credința Bisericii. Aceasta este credința Bisericii. Și noi suntem fericiți că o putem mărturisi. Și noi suntem fericiți că o putem mărturisi. În Iisus Hristos, Domnul nostru. În Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Prea iubiților, să rugăm pe Dumnezeu Tatăl Atotputernicul ca asupra acestor fii adoptive ai Săi renăscuți prin botez pentru viața veșnică, să-L trimită cu bunătate pe Duhul Sfânt, care se întărească cu harurile sale belșugate și prin ungerea Sa să-I facă asemenea cu Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeule Atotputernic, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care din apă și din Duh Sfânt ai dat viață nouă acestor copii ai Tăi, liberându-i de sub jugul păcatului, Doamne, Tu însuți trimiterea asupra lor pe Duhul Sfânt Mângâietorul, dăruiește-ne lor Duhul înțelepciunii și al înțelegerii, Duhul sfatului și al puterii, Duhul cunoștinței și al pietății, și umple pe ei cu Duhul temerii de Dumnezeu prin Hristos Domnul nostru. Stingeți lumânările, rog credincioșii să se retragă vreo 2-3 metri mai înapoi, încet, încet, ca să încapă copiii și nașii.
și nașii să vină în spatele tinilor, să se pregăte pentru primirea mirului. Copiii păstrați rândurile. Maria Lorena. Delia Marina. Antonia Brigita. Roberta Brigita. Flavio Antonio. Carlos Daniel. Patricio Ștefănuți. Roberto. Mario, tu ești vecetea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Andrei Romulus, tu ești vecetea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Mario Luca, tu ești vecetea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Dario Matei, tu ești vecetea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. David Ionuț, tu ești vecetea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Codruț, tu ești vecetea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Ionuț, tu ești vecetea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Cristian, tu ești vecetea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Ingrid Victoria, tu ești vecetea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Maria Erica, tu ești vecetea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Selena, tu ești vecetea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Iolanda Maria, tu ești vecetea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Alexandra, nu mai faci. Alexandra, tu ești vecetea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Nicola, tu ești vecetea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Francesca Lucia, tu ești vecetea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Pacea să-mi pasă în față. Maria Emilia. Nicola Antonia, tu ești vecetea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Andra Raluca, tu ești vecetea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine.
Francesca Rebecca. Francesca Rebecca, primește lucrăța darul Duhului Sfânt. Facea să fie cu tine. Antonia Ioana. Antonia Ioana, primește lucrăța darul Duhului Sfânt. Facea să fie cu tine. Emilia Rebecca. Emilia Rebecca, primește lucrăța darul Duhului Sfânt. Facea să fie cu tine. Anita. Anita, primește lucrăța darul Duhului Sfânt. Facea să fie cu tine. Alexandra Delia. Rareș. Mario Alexandru. Mario Alexandru, primește pe cetă darul Duhului Sfânt. Facea să fie cu tine. Paul Antonio. Paul Antonio, primește pe cetă darul Duhului Sfânt. Facea să fie cu tine. Roberto Andrei. Roberto Andrei, primește pe cetă darul Duhului Sfânt. Facea să fie cu tine. Alexandru Martin. Alexandru Martin, primește pe cetă darul Duhului Sfânt. Facea să fie cu tine. Ionuț Gabriel. Ionuț Gabriel, primește recetea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Luca. Luca, primește recetea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Cosmin Ionuț. Cosmin Ionuț, primește recetea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Alexandru Gabriel. Alexandru Gabriel, primește pe cetea darul Duhului Sfânt. Ionuț Emanuel. Ionuț Emanuel, primește pe cetea darul Duhului Sfânt. Facea să fie cu tine. Filip. Filip, primește pe cetea darul Duhului Sfânt. Facea să fie cu tine. Norbert Mario. Norbert Mario, primește pe cetea darul Duhului Sfânt. Facea să fie cu tine. Luca Andrei. Luca Andrei, primește pe cetea darului Duhului Sfânt. Amin. Facea să fie cu tine. Ei, omul, te rog. Roberta. Roberta, primește pe cetea darului Duhului Sfânt. Facea să fie cu tine. Maria. Maria, primește pe cetea darului Duhului Sfânt. Facea să fie cu tine. Ana Maria. Ana Maria, primește recetea darului Duhului Sfânt. Facea să fie cu tine. Denisa Francesca. Denisa Francesca, primește recetea darului Duhului Sfânt. Facea să fie cu tine. Larisa Francesca. Larisa Francesca, primește recetea darului Duhului Sfânt. Facea să fie cu tine. Alexia Ștefania. Alexia Ștefania, primește recetea darului Duhului Sfânt. Facea să fie cu tine. Alexia Roberta. Alexia Roberta, primește recetea darului Duhului Sfânt. Facea să fie cu tine. Melissa Maria. Melissa Maria, primește recetea darului Duhului Sfânt. Facea să fie cu tine. Și cu Duhul Sfânt. Ștefania Denisa. Ștefania Denisa, primește recetea darului Duhului Sfânt. Amin. Facea să fie cu tine. Iolanda Roberta. Iolanda Roberta, primește recetea darului Duhului Sfânt. Facea să fie cu tine. Ariana Rafaela. Ariana Rafaela. Ariana Rafaela, primește recetea darului Duhului Sfânt. Facea să fie cu tine. Denisa Mariana. Denisa Mariana, primește recetea darului Duhului Sfânt. Facea să fie cu tine. Martina. Martina, primește recetea darului Duhului Sfânt. Facea să fie cu tine. Maria Elena. Maria Elena, primește recetea darului Duhului Sfânt. Facea să fie cu tine. Marco Andrei. Marco Andrei, primește recetea darului Duhului Sfânt. Facea să fie cu tine. Dominic Ionuț. Dominic Ionuț, primește recetea darului Duhului Sfânt. Facea să fie cu tine. Eduard Lucian. Eduard Lucian, primește recetea darului Duhului Sfânt. Facea să fie cu tine. Marco Dominic. Marco Dominic, primește recetea darului Duhului Sfânt. Facea să fie cu tine. Antonio Luca. Antonio Luca, primește recetea darului Duhului Sfânt. Facea să fie cu tine. Albert Emanuel.
Au vește, Mami, și pe cetă Darul Domnului Sfânt. Amin. Să fie cu tine. Carlos Gabriel, pe cetă Darul Domnului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Vlad Ștefan, primește pe cetă Darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Gabriel Flavian, primește pe cetă Darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Carlos Gabriel, primește pe cetă Darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Luca Robert, primește pe cetă Darului Duhului Sfânt. Ricardo Beniamin, primește pe cetă Darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Marco Ioachim, primește pe cetă Darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Mario Flavio, primește pe cetă Darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Matei, primește pe cetă Darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Mario Emanuel, primește pe cetă Darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Jessica Ioana, primește pe cetă Darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Alexia Madalina, primește pe cetă Darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Ingrid Beatrice, primește pe cetă Darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Madalina Nicola, primește pe cetă Darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Stefania Maria, primește pe cetă Darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Martina Antonia, primește pe cetă Darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Alina Andreea. Patricia Antonia. Francesca Natalia. Melania Dana. Antonia Ștefania, primește pe cetă Darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Iulia. Iulia, primește pe cetă Darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Marcu Silvestru, primește pe cetă Darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Rudolf Andrei, primește pe cetă Darul Duhului Sfânt. Camil. Pacea să fie cu tine. Raul Camil, primește pe cetă Darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Vicențiu Ionuț, primește pe cetă Darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Dragoș Tiberiu, primește pe cetă Darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Raimond Alexandru, primește pe cetă Darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Norbert Daniel, primește pe cetă Darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. David Robert, primește pe cetă Darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Robert Marian, primește pe cetă Darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Robert Iulian, primește pe cetă Darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. David, primește pe cetă Darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Fernando Matei, primește pe cetă Darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Adrian Iulian, primește pe cetă Darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Mario Rareș, primește pe cetă Darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Mario Dragoș, primește pe cetă Darul Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Ștefan Cristian.
Evanghelie, primește vegetea darului Duhului Sfânt, facem să fie cu tine. Vlad Dominic. Vlad Dominic, primește vegetea darului Duhului Sfânt, facem să fie cu tine. Luca Martin. Luca Martin, primește vegetea darului Duhului Sfânt, facem să fie cu tine. Beniamin David. Beniamin David, primește vegetea darului Duhului Sfânt, facem să fie cu tine. Gabriel Ștefan. Gabriel Ștefan, primește vegetea darului Duhului Sfânt, facem să fie cu tine. Și cu Duhul. Istvan. Istvan, primește vegetea darului Duhului Sfânt, facem să fie cu tine. Petrica Andrei. Petrica Andrei, primește vegetea darului Duhului Sfânt, facem să fie cu tine. Antonia Denisa. Trebuie ca vină cu aici. Cine așa? Rebecca Maria. Rebecca Maria, primește vegetea darului Duhului Sfânt, facem să fie cu tine. Diana Francesca. Diana Francesca, primește vegetea darului Duhului Sfânt, facem să fie cu tine. Melania Lavinia. Melania Lavinia, primește vegetea darului Duhului Sfânt, facem să fie cu tine. Erica Daniela. Erica Daniela, primește vegetea darului Duhului Sfânt, facem să fie cu tine. Elisabeta Maria. Elisabeta Maria, primește vegetea darului Duhului Sfânt, facem să fie cu tine. Emilia Marina. Emilia Marina, primește vegetea darului Duhului Sfânt, facem să fie cu tine. Roberta Denisa. Roberta Denisa, primește vegetea darului Duhului Sfânt, facem să fie cu tine. Alexia Maria. Alexia Maria, primește vegetea darului Duhului Sfânt, facem să fie cu tine. Alexia Petruța. Alexia Petruța, primește vegetea darului Duhului Sfânt, facem să fie cu tine. Iolanda Martina. Iolanda Martina, primește vegetea darului Duhului Sfânt, facem să fie cu tine. Antonia Emilia. Antonia Emilia, primește vegetea darului Duhului Sfânt, facem să fie cu tine. Andra Paula. Andra Paula, primește vegetea darului Duhului Sfânt, facem să fie cu tine. Mai e cineva? Mai e nimeni pe aici, nu? Să ne rugăm cu umilință lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul, toți într-o inimă și un suflet, astfel ca rugăciunea noastră să fie una, precum una sub credința, speranța și dragostea care vin de la Duhul Său Sfânt. Nevastă-te contenit asupra bisericii tale, darurile belșugate ale Duhului Sfânt. Te rugăm, ascultă-ne! Binecuvântează pe episcopii noștri, Petru și Aurel, pentru ca ei să-ți pregătească un popor statonic în credință. Te rugăm, ascultă-ne! Fă ca harul tău să transforme trupurile noastre în locuință plăcută pentru Duhul Dădător de viață. Te rugăm, ascultă-ne! Tuturor celor miruiți, dă-le harul de a mărturisi cu tărie pe Hristos, prin cuvânt și mai ales prin faptă. Te rugăm, ascultă-ne! Fă ca Duhul Sfânt să vină în ajutorul slăbiciunii noastre și să mijlocească pentru noi. Te rugăm, ascultă-ne! Și să-ți plătești cu darurile tale pe toți aceia care ne-au ajutat ca astăzi să putem primi darurile Duhului Sfânt în inimile noastre. Te rugăm, ascultă-ne! Doamne Dumnezeule, care l-ai dăruit apostolilor tăi pe Duhul Sfânt, și ai voit ca prin ei și prin urmașilor să le fie dăruit și celorlalți credincioși, ascultă cu bunătate rugăciunea noastră și ceea ce ai binevoit să înfăptuiești la începutul credinței, să se împlinească și acum în inimile credincioșilor tăi, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Amin.
pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa inimile tale, se laudă. Te rugăm, Doamne, ca marea Ta bunătate să-i binești pe acest slujitor ai Tăi împreună cu Fiul Tău, unul născut, căci ei au fost însemnați cu crucea Lui și urși cu Duhul Sfânt. Dă-le harul că oferindu-și ce pururi ție împreună cu Hristos, să se învrednicească a primi revărsarea tot mai bogată a Duhului Sfânt prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul Tău. Inimile. De să-i mulțumim Domnului Dumnezeu. Vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El înălțându-se mai presus de ceruri și șezând de-a dreapta Ta, L-a revărsat după făgăduință pe Duhul Sfânt asupra celor pe care Tu ai primit drept fiii ai Tăi. Pentru aceasta de acum și până în veac, împreună cu toată oștirea îngerească, Te lăudăm cu pietate într-un singur glas, cântând cu bucurie. Așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele se devină pentru noi Duhul și Sfințele Domnului Domnului Domnului. Și-a Domnului să depună voie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, aflându-o și a dat ucenicilor săi zicând, luați și mâncați din aceasta toți,
Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. După cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mărturisim, până când vei veni. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu episcopul nostru, cu episcopul auxiliar Aurelă și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți. Pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioară Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim, prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tatăl atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin. Dragi copii, la Sfântul Duhul Sfânt, care ne învață să ne rugăm, vă chem acum să ridicați încă o dată florile sus, ca semnul ridicării glasurilor noastre către Dumnezeu, spunând rugăciunea pe care ne-a învățat-o Domnul nostru Iisus Hristos. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iară te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește la pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liber de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea în veci. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mi-o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu
dați-vă pacea. Thank you.
Să ne rugăm. Pe aceea pe care ai copleșit cu darurile Duhului Tău și ai hrănit cu trupul și sângele Fiului Tău nou născut, binevoiește ai învăța, Doamne, plinătatea legii, ca ei să fie necontenit mărturie în fața lumii pentru libertatea fiilor Tăi și prin viața lor sfântă să arate misiunea profetică pe care ai încredințat-o poporului Tău prin Hristos Domnul nostru. Mulțumim, iubiți credincioși lui Dumnezeu, pentru această zi cu adevărat frumoasă și plină de har. Iată că Iisus, înălțat la cer, a trimis încă o dată asupra bisericii sale de la Tatăl pe Duhul Sfânt. L-am primit, nu doar acești copii, dar întreaga comunitate. Rugăm pe Duhul Sfânt să ne întărească în credință și să fim cu adevărat mărturisitori ai credinței și dragostei față de Iisus. Mulțumim prea Sfințitului pentru ca binevoi să vină în comunitatea noastră și să dăruiască pe Duhul Sfânt acestor copii și tineri. Mulțumim Părintului Decan, tuturor preoților prezenți la această zi mare pentru comunitatea noastră. Mulțumim Părintului Vicar, care arată câteva luni de zile s-a chinuit cu acești copii și tineri. Chine ciproc, nu? Mulțumim acestor copii că au avut răbdare să se pregătească pentru acest mare moment. Mulțumim tuturor credincioșilor, părinților, nașilor și tuturor pentru că au ajutat pe acești copii să se pregătească pentru această zi frumoasă din viața lor. Mulțumim încă o dată tuturor pentru această zi frumoasă pentru că cred că a fost peste 1000 de împărtășani, dovadă că toți ne-am pregătit să trăim cât mai bine această zi plină de har. Acum un tânăr, o tânără, vrea să spun un cuvânt de mulțumire în numele tuturor copiilor. Excelență, așa cum apostolii s-au pregătit cu multă nerăbdare pentru primirea Mângâietorului promis de Iisus Hristos, la fel și noi, în aceste zile, ne-am pregătit prin cateheză și rugăciune pentru a-L primi pe Duhul Sfânt, dar și dădător de daruri. Vă mulțumim că ați binevoit să veniți în mijlocul nostru și prin impunerea mâinilor excelenței voastre să ne dăruiți pe Duhul Sfânt, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Astăzi, când bucuria noastră este nespus de mare, îl rugăm pe Duhul Sfânt să rămână mereu în inimile noastre și să ne ajute să trăim cu adevărat credința pentru a fi astfel adevărați fii ai bisericii, care își trăiesc, își apără și își mărturisesc credința. Vă mulțumim și Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru bucuria pe care ne-ați făcut-o astăzi. Dar o cântare care estimă bucuria tuturor pentru această zi frumoasă, așa cum sublinea Părintele Paroc, o să fie, sigur, marcată de coborârea Duhului Sfânt asupra voastră, dragi copii și tineri, dar și reprospătarea acestor daruri în toți cei care odinioară, cu ani în urmă, au primit același sacrament al Sfântului Mir. Vă felicit, dragi copii și tineri, pentru pregătirea voastră, și pe Părintele Paroc, și pe Părintele Vicar. Sigur că dacă v-ați chinuit unii pe alții, a ieșit un lucru frumos astăzi. Fără jertfă, fără necazuri,
nu poate exista bucurie adevărată. Rodul unei munci este tocmai de a face și un efort. Eu vă felicit și felicit toate persoanele care au stat în rândul de voi, pentru că această zi să fie într-adevăr un punct de referință pentru viața voastră creștină. Și de dumneavoastră, bisericincioși, părinți, nași și ceilalți care ați venit, și copiii care sunt într-un număr atât de mare, vă îndemnăm să rămâneți mereu uniți de biserică, înflăcărați de același Duh Sfânt pe care l-ați primit în sacramente, dar mai ales în sacramentul mirului. Și astfel să mergem mai departe pe drumul credinței, să dăm mărturie bună din viața noastră și să arătăm într-adevăr că în sufletele noastre, ca într-un templu, locuiește Duhul Sfânt. Și acum ne plecăm fruntea pentru a primi binecuvântarea finală. Domnul să fie cu voi! Să vă binecuvânteze Dumnezeu Tatăl Atotputernicul și cu dragostea sa părintească să vă păstreze vrednici, El care, dăruindu-o viață nouă prin apa botezului și prin Duhul Sfânt, v-a ales de fii ai iubirii sale. Să vă binecuvânteze Fiul Său unul născut și să vă întărească cu puterea sa în mărturisirea adevăratei credințe, El care a făgăduit că Duhul adevărului va rămâne pentru totdeauna în biserica sa. Să vă binecuvânteze Duhul Sfânt, care în inimile ucenicilor a aprins focul dragostei, să vă păstreze în unire adevărată și să vă ducă nevătămați la bucuria Împărăției lui Dumnezeu. Pe voi toți să vă binecuvânteze Atotputernicul și milostivul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia și administrarea sacramentului Sfântului Mir s-au încheiat, merge și trăiți în pace. Cum a fost?
Da, te cunosc. Da? Pune telefonul. Deci toți copiii rămân la fotografii. Preotul acasă. Hai copii, veniți în pace. Ce mai...